Salutare și bine ați venit la un nou video pe canalul Liviu Boca Lifestyle. Astăzi facem un nou video în zăpadă, deci prima zăpadă în Bucovina. Așa că în aceeași formație o să merg să-l iau pe Cătălin și vom face un video excepțional. Deci rămâneți cu noi până la sfârșit. Te-ai trezit? Hai, te aștept jos, grăbește, da? Se pare că pe Cătălin eu l-am trezit acum. Davai! Da, cum vă spuneam, cam fiecare an mergem din nou în aceeași formulă, la prima zăpadă din Bucovina. Cum ești? Ready? Stai să sun soda, că mă lasă. Ce ia sunul de la clas? Da, ele Cătălin, dați un follow pe Instagram, o să aveți link-urile în descriere. Și dacă vreți să vedeți și ultimul clip, adică primul care a fost la prima zăpadă în Bucovina de anul trecut, o să aveți și link în descriere și pentru acel video. Cam aici suntem. Bine că nu e chiar ceață. Am luat pe cineva cu noi, un prieten, să mai ajute să mai ia cu mașina din strada din vale. Da, celălalt prieten se va duce jos la stradă să ne ia. Noi vom coborâ pe sub Tiroleană. Suntem la Palma Sus, cum îi spunem noi cei din zona de aici. Dar aici este Opțiunea Mare sau Pasul Ciumârna sau Pasul Opțiunea Mare. Nu știu exact cum se cheamă. Dar noi spunem Palma. Iată că am ajuns și la Mega Tiroleana din Bucovina și vrem să ne dăm la vale pe undeva pe aici. Uite, mergem după cioata aia și ne dăm drumul pe acolo. Sincer, nu e un traseu tare bun, mai mult am stat pe jos. Sunt foarte multe cioate. Așa că încercăm. Da, am ieșit la stradă acum. Așteptăm să vină să ne ia. Suntem chiar în stradă. Nu am coborât undeva pe acolo. Acolo sunt niște pietre și niște cioate, dar a fost un traseu rău ales. Mersi, șofer. E 5 lei urcarea cu telemașina. Da, din păcate nu a fost ceea ce am vrut noi pe acel traseu. Așa că îl vom schimba și îl vom păstra cel de anul trecut. Lângă gardul acela care noi am făcut un kicker și am sărit peste el cu snowboardul. Așa că mergem acolo să încercăm să facem încă o trambulină sau un kicker, cum vreți voi. Urmează să construim un kicker chiar în zona asta unde o sărim peste acest gard, imediat vă voi arăta. Așa că la treabă! Dar acum ne apucăm de kicker. Vom face aici kickerul și vom sări peste acest gărduț. Deci hai că vă las, că mă apuc de treabă. Da, kickerul a început să prindă contur.
avem undeva la 2 metri de la desprinderea de pe kicker până în gard. Deci, o să sărim peste gard ca să nu ne rupem ceva în noi. Dar am făcut și un landing aici, un mini landing. Avem o distanță destul de mare, trebuie să ajungem ok. Deci, acum vom face prima săritură. Am depășit și landing-ul. O scuză, mai că am depășit și landing-ul, m-am dus mult prea în față și... Îți arăt unde ai aterizat. Da, a fost ca și prima săritură din sezon. Aici se termină și ziua de astăzi. Aș fi mai stat, aș fi mai sărit, dar e foarte greu să urci tot acolo sus, să dai drumul. Și plus de asta nu facem încă săriturile mega interesante. Doar e încălzirea pentru noul sezon și am sărit doar niște sărituri simple cu câteva țineri de placă, adică grab. Și cam asta a fost astăzi. Dar o să mai facem multe clipuri iarna asta. Shit. M-am luat la spate. Într-o cioată m-am trântit. Exact la urmă. Să mă copac în zăpadă. Cam aici se termină și această zi. Dacă v-a plăcut, uitați, dați un like, să vă abonați canalul Living Vocalize. Cu noi a fost Cătălin Rusu, care aveți linkul în descriere, Ruby, care a venit să ne ajute să ne mai ia cu mașina de jos la ce plan am avut noi, nu i-a ieșit. Așa că abonați-vă la canalul Living Vocalize, pentru că la 10.000 de abonați o fi un giveaway. Și ce giveaway va fi? Mașina aia care a zis că mașinița. Nu uitați să share-uiți acest video, că este foarte important pentru noi și chiar ne ajută. Așa că intrați și pe Instagram să vedeți pozele de astăzi. Am făcut niște poze super cool, am sărit peste gard și am făcut poze pe Instagram. Așa că aveți link-urile în descriere. V-am pupat! Pa! I walked in the corner with the body screaming dollar. Never sold a bag but looking like Pablo in the fall. This gon' make him feel the way like Tony K.